Șomerii olteneni au o șansă în plus în găsirea unui loc de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează lunar mai multe cursuri de formare profesională. Acestea sunt gratuite pentru toate persoanele înregistrate în evidențele instituției, fie ei șomeri indemnizați sau neindemnizați. Cursurile au o durată ce pornește de la câteva săptămâni și se poate întinde până la un an. Anul trecut, la cursurile organizate de AJOFM Olt au participat peste 400 de persoane. Acestea au fost pregătite în diverse meserii, precum îngrijitor copii, comunicare în limba germană sau operatori, introducere, prelucrare și validare date. Peste 200 de absolvenți au avut și norocul de a-și găsi un job după absolvirea cursurilor. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a organizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 24 de programe de formare profesională, la care au participat un număr de 413 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Meserile cele mai solicitate pentru care au fost organizate aceste programe de formare profesională au vizat calificări precum lucrător în comerț, inspector resurse umane, inspector sănătate și securitate muncă, lucrător hotelier, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, comunicare limba engleză, comunicare limba germană, barman, ospătar și bucătar. În acest moment, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, sunt în derulare mai multe programe de formare. Anul trecut au fost încheiate 27 de cursuri. La acestea au participat aproape 400 de șomeri din Olt. Cele mai solicitate meserii au fost lucrător în comerț, manicurist, inspector resurse umane, inspector securitate și sănătate în muncă, lucrător hotelier, comunicare limba engleză, bucătar sau îngrijitor copii.